Viitorul cămin cultural din Săcălășeni va fi realizat cu fonduri de la Compania Națională de Investiții, iar edilul Emilian Pop speră că în vară să se stabilească firma care se va ocupa de realizarea imobilului. Sper să avem parte de o procedură normală, fără prea multe contestații. Acesta ar fi acum singurul impediment care ar putea să mai lungească perioada de semnare a contractului de lucrări. Practic, finanțarea avem, totul este semnarea contractului de lucrări. Sigur, procedura este anevoioasă, dar trebuie avut în vedere și beneficiul care îl ai lucrând pe CNI. Acolo, practic, finanțarea o ai asigurată, lucrările merg, se plătește automat. Este un proiect major pentru administrația locală în condițiile în care acesta va avea capacitatea celorlalte cămine culturale din comună împreună. Proiectul este făcut de noi și capacitatea sălii, sala mare, are undeva la 500 de locuri la masă. Scenă, utilități, camere pentru diferite activități, bibliotecă și alte activități pe care noi le-am prevăzut acolo. În prezent, evenimentele culturale din centru de comună sunt organizate în diferite localuri sau în sala de sport a școlii din centru de comună, total nepotrivite pentru anumite manifestări.